Dar sunt o femeie simplă, nici pe care nu folosesc atât de multe produse pentru tenul meu. Totul este super natural, gen, este de la mama, a avut niște gene foarte bune. Și cu firul ăsta blond pe prosop. Iustin, mă înșală? Oh, stai! Asta e fosta mea culoare de păr. Hai să fiu o pizdi până la capăt. Hei, ce faceți? Sunt Marius și am găsit la un nou video în care vom vorbi despre beauty. Partea mea de beauty guru, latura aceasta foarte necunoscută pentru mulți, iese de două ori pe an pe YouTube, adică de două ori pe an scot câte două clipuri despre noua mea rutină de îngrijire updated, pentru că cam de două ori pe an rezist să vorbesc despre subiectul ăsta, sincer, să vă spun așa. Și cam de două ori pe an mai găsesc produse mișto pe care să le adaug în rutina mea și după aceea pe care să vi le prezint, mai ales acum am și vopsit și pe Instagram mi-a spus 500.000 de întrebări despre care nu alta, care cu ce te dai, cu ce ai zis să-l fac acum pe acesta, în care să vă răspund la majoritatea întrebărilor, să vă spun cum mă boiesc de când m-am vopsit, adică practic la fel ca atunci când eram blondă, doar că nu știți că femeile de obicei când își schimbă culoarea părului, mai ales că asta e noua mea baie, apropo, știți că ne-am mutat într-un apartament nou, adică următorul vlog o să fie turul apartamentului nostru nou, plus la mine bonus și baia și toată casa, sunt așa new me, new life, new, așa că new makeup routine, nu contează că folosesc aceleași, I don't know, 7 produse. Persoana mea este schimbată. Face sens ce spun? Probabil că nu. Acum cred că pare și mai de bună fiind roșcată. Hai să intrăm în acest super sincer vlog The Beauty de la cea mai în măsură persoană să vorbească despre asta. Marius Dobrescu. La unde mai pui? Acum intră și lentilele astea albastre, așa. Ok, azi vechi. Nu mai erau de mine. Hai să avem o discuție de aia de super femeie, așa, în care să vorbim despre ce mai folosim noi, să ne dăm sfaturi. Și apropo, pentru cele care vor fi lăutăcioase și vor spune că nu e ok să dai cu aia sau nu mi se pare că e burețelul ăla pute sau o chestie de genul. Deci după ce că este foarte rapid, dacă mai și comentați căcaturi, ar fi fără sens, practic. Spuneam că nu vă aflați aici doar cu noul meu look, ci ne aflăm și în noua mea baie, pentru că, în sfârșit, am terminat cu apartamentul, urmează să filmăm mâine turul apartamentului. Asta vine săptămâna viitoare pe YouTube, e un vlog super așteptat, v-am vorbit, deci în ultimele două luni numai în mutări am fost până ne-am găsit apartament nou, până ea mobilă pentru tot apartamentul, fă, alege. Că ajuns să la noi în baie, doar să știți că este această maimuță care, nu știu, vă ține tampoanele. Și după aproape 4 ani de blond, o viață de om bărbaia, am decis să-mi schimb culoarea părului și simt că în această etapă a vieții mele e mânușor și cu personalitatea mea și cu felul meu vulcanic de a fi. Aceste lentile, mi se pare cele mai mișto lentile, le iau pe aceleași de ani de zile, sunt de la Solotica, vă las link, probabil o să mă întrebați de ele. Doamne, primul video filmat în baia asta. Ce bine că n-am făcut-o degeaba. Și probabil mulți dintre voi o să mă întrebați cum se numește această freză prevenirea ascentistă, modernistă, de n-ați mai văzut niciodată, coadă de gal. Un produs nou pe care l-am descoperit în această rutină pe care vă prezint și anume, era meu pe la Sephora, în locul unde intru foarte rar. Mă plictisește, nu înțeleg de ce sunt atâtea chestii în jurul meu, pur și simplu mă simt ca un bărbat, îmi vine să mă așez pe o bancă și să-mi aștept iubita, după care îmi dau seama că eu de fapt îl am pe Iustin, care este bărbatul meu, eu sunt femeie și nu prea am ce face acolo. Prin urmare, când intru, dau așa o raită, mă dau și eu cu 3 parfumuri să nu zic amintea degeaba. Am găsit treaba asta, sau mai precis este un gel de curățare, care are 99% ingrediente naturale. Știți că de obicei când merg pe un produs și continui cu el, vreau să aibă cât mai multe ingrediente ok. Eventual să fie și organic, de exemplu șamponul meu este îndebunită ca șampoanele mele și tot ce îmi pun pe păr să fie organic și ok. Încerc ca majoritatea dintre ele să fie, pentru că fața asta o să o am până la ultima răsuflare, când chiar mă gândesc care o să fie ultimele mele cuvinte. Din gama Sephora cu aminoacizi, aloe vera, îmi plac ingredientele. Cu treaba asta mă spăl de față dimineața când mă trezesc. Și acum intră în schemă acest aparat genial care este un game changer, v-am mai spus de el când am făcut turul casei, vlogul acela unde trebuia să ne mutăm prima oară la casa familiei mele, dar nu ne-am mai mutat, nu am acolo. Acum o să vă arăt exact ce mască folosesc dimineața când mă pregătesc pentru o zi. Dar sunt o femeie simplă, nici pe care nu folosesc atât de multe produse pentru tenul meu, totul este super natural, gen. Mă rog cu tehnologia asta care avansează, pentru că acum, în loc să ții o mască nu știu câte minute, în doar 90 de secunde, cu foreaua ai terminat toată treaba. Asta o folosesc seara. Deci cel pe care îl voi folosi astăzi este Make My Day. Vom deschide împreună această UFO Activated Mask. Așa. Punem deasupra.
Și voi merge la aplicația Foreo, să știm că facem treaba bine de tot. Am intrat în aplicație unde am dispozitivele mele înregistrate, dau start, iar acum voi, adică s-a conectat deja. Iar aici avem măștile înregistrate în meniul principal, o să aleg Make My Day. Va trebui să scanez codul de bare, așa se face pentru fiecare mască. Allow your mind and body to slowly awaken as the red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this complex. Genial. Relax and enjoy a soothing facial massage as T-Sonic pulsations infuse moisture into your skin. Pulsațiile astea T-Sonic sunt absolut geniale. Și aici îți spune și informații de ce se întâmplă mai exact cu tenul tău atunci când folosești UFO 2. Vă rog, sunt foarte ok. Crema pe care o folosesc înainte de boiala supremă este aceasta Cicaper. V-am mai spus de aici pe Instagram. Neutralizează roșața, are SPF 30 și înseamnă că am pe față vreo 3 culori diferite și de când o folosesc, mai precis în fiecare dimineață, e genial. Următorul pas, avem aici primerul la Benefit. Îl foloseam de obicei pe acela verde. Acesta este varianta care și hidratează, nu știu celălalt nu hidrata sau care e șpil. Mi-a plăcut tipul asta care nu atât ce să zic. Cred că sunt furată de aceste reclame cu desene, deci marketingul merge pe mine grav. Este o aplicație Clean Beauty, vă recomand maxim. Vă duceți acolo unde sunt ingredientele trecute în produs, băgați o scanare cu aplicația și vă spune tot ce are nasol. De exemplu, dacă sunt, nu știu, 3 ingrediente cancerigene sau 3 ingrediente care sunt alergenice and so on, aplicația spune. După mobilarea și decorarea apartamentului nou, rog de la Rimmel London să-mi trimită vreun box de așa ceva, vă rog. Nu se poate. O secundă să-mi iau oglinda, nu cred că ai. Vedeți că în jos am pijamale, vă rog, nu uitați de mine. Beauty blender, ca orice femeie care se respectă. Chiar este curățat înainte, e moale. Vedeți că am o dată în viață, cred că m-am uitat și eu la un video de ăsta de pe YouTube de la Nikki Tutorials, parcă. Spunea că cel mai bine este să fie puțin umed beauty blenderul înainte să aplici, înainte să tapotezi pe față. Nu știu dacă are dreptate. E cineva care se stă ca o handicapată atunci la mătă în acasă sau sunt doar eu? Deci la modeling nu puteam să stau, mereu la modeling era. Se și uitau clienții așa când mă vedeau, gen, bă, asta a venit aici, a intrat prin spate sau... Ziceam eu pe Instagram că eu nu mai folosesc fond de ten. Am prea multe prieteni în jurul meu care nu se mai dau cu fonduri de ten și cumva ale naiba au cel mai mișto ten pe care l-am văzut. Și mi-am tot întrebat, băi, care-i secret? După ce am auzit de 4 ore aceeași părere, cum că, bă, dacă lași fondul de ten, da, care este un chimical până la urmă, tenul o să respire și altfel o să se regenereze și nu o să mai ai imperfecțiuni. Exact asta am observat. Tenul este mult mai ok, e, cum să zic, am așa un glow natural, în afară de anticearcă, nu m-am mai dat cu nimic pe restul feței. În momentele în care, gen, sunt înainte de stop sau whatever, mai folosesc acest fond de ten, care este de la Kat Von D, White 45 Neutral. Asta în cazul în care mai am, nu știu, 2, 3, 4, o chestie gen atât. De asta vreau să mă țină chestia asta 2 ani de zile. Ating așa slightly. Next, pudra. Pudra mea de la Radiant pe care o folosesc. Fix 8 luni mă ține treaba asta. Nuanța numărul 3, Transparent Ivory. Și am verificat-o la ingrediente, e ok. Și la pudră îmi pun foarte puțină. Nu știu dacă am intrat într-un fel de program de non-waste. Și voi lua puțin de pe capac. Nebunia asta mare. Voi băga aici, scutur, rapid. Foarte puțin așa. O lungă perioadă am folosit niște mascare destul de ieftine, dar chiar dacă are un preț puțin mai mare, mi se pare că pur și simplu nu găsesc altă formulă sau altă perie care să egaleze treaba asta. Nu știu, îmi place foarte mult și îmi place cum se comportă pe genele mele. Bad Girl. Așa, și aici am o oglindă random de la Benefit pe care o voi folosi. Altă viață. Următorul pas pe care l-am impus în rutina de machiaj de la 13 ani, efectiv, cred că nu este o surpriză, eyelinerul de la Rimmel Glam Eyes. Trebuie să-l lovești de pereți ca să mai iasă în pare. Vă jur că niciun machiaj nu a fost venit în acest vlog. Gata sunt. Wow.
în sfârșit. Am uitat, dragă, să vă arăt un ser mișto pe care l-am găsit tot în Sephora, din aceeași gamă cu gelul ăla cleanser, oh my God. Și dacă simt că am un coș două sau așa, mă dau cu treaba asta seara. Am această soluție pe care o iau de la farmacie, dar eu mă duc la Homeopata Farm ca să nu fac. Loțiunea pentru față de la Homeopata Farm. Cu astea două, cel puțin la mine așa a mers, am scăpat de orice imperfecțiune. Pentru sprâncene avem aici mai multe dispozitive. Mai multe instrumente, ustensile, eu de obicei folosesc la Benefit acest bra styler. Împreună cu, am două opțiuni, gelul acesta de sprâncene care îmi place maxim. Fie am tot acest gel de la Anastasia, pentru că mi s-a terminat acest bra styler. Am acest creion random de la Rimmel. Știți că mie îmi place să am sprâncenele foarte subtil făcute. Nu mi-aș face în viața mea tatuaj sau laminare sau nu știu ce se mai face la sprâncene. Îmi place foarte mult forma sprâncenelor mele și chiar vreau să merg pe ceva destul de natural. Nici măcar nu apăs, deci ating, nu știu cum să vă descriu această mișcare. Hai că luăm pe ăsta de la Anastasia, acum Anastasia Beverly Hills și dau în sus. Îmi place de mult forma asta. Și avem pentru un fel de contur, dar din nou, bă, natural și subtil, cu la light. Așa, și acum de obicei îmi desfac părul, pentru că îmi place să mă dau cu ruj când am părul desfăcut, dacă are un sens. Sunt curioasă dacă îmi vine, dacă mi-ar veni bine un ruj roșu, până acum n-am încercat, că efectiv sunt de 4 zile roșcată. Nuanța Shanghai. Ce-mi pun pe față chiar trebuie să fie o boială destul de subtilă, că altfel nu ia drag cu ăștia la zoo. Oh, stai așa, mai avem părul. Imediat. Bun, acum întrebările legate de părul. Părul ăsta superb, care îmi place de mor. Cred că v-am mai menționat, am extensii cu sute. Și părul meu, tot ce înseamnă părul meu, extensii, culoare și așa mai departe, vă recomand Rasha Beauty. Este un salon pe dorobanți absolut genial. Mă știu cu fetele de acolo de destul de mult timp. Și Nadine este cea care a făcut minunea asta, că altfel nu pot să-i spun. Capodopera aceasta de artă. A ales niște nuanțe absolut perfecte, pentru că este cumva un roșu, auriu, portocaliu, o nebunie de asta. Apropo de nuanțele din părul meu, am și notat, am o nuanță care nu mai știu exact care este, dar știu că două dintre ele principalele sunt 7.40 și 8.43. Deci, cu acestea două ar trebui să vă iasă ceva în genul, dar oricum recomand pentru genul ăsta de culoare. Dacă vreți să vă faceți, să știți că trebuie și întreținută. Adică investești ceva în treaba asta. Super dacă ești vrei, dar să știi că te costă bani și în continuare. Nu e ca și cum te duci o dată la salon și gata, o să rămână așa. Nu. Cu ce îmi spăl părul? În principiu trebuie să te speli cu ceva special. Pentru că altfel dacă te speli cu ceva din comerț care are tot felul de căcaturi, culoarea este papă. Ceea ce folosesc eu, am așa, șampon organic de la Ehana. Așa, organic, vegan. Mai am șampon, balsam și mască de la Maria Nila. Mă voi duce chiar astăzi să-mi recumpăr toată gama, dar de data asta o să iau o gamă nouă și o să vă las aici o poză cu ea. Cu pigment roșu, mai exact Cooper. Adică o să-mi întrețină culoarea mai mult timp. Tot de la Maria Nila am alte produse pe care le folosesc. Acest ulei de argan de la Maria Nila, știți, îl folosesc de o groază de timp. Treaba asta cu care mă dau în momentul în care vreau să mă coaftez părul, de la Maria Nila Cream Heat Spray. Ei și sunt și vegan, organice, n-au sulfați, n-au parabeni, n-au nimic. Mai am chestii de la ei, dar acum nu mai știu unde sunt. Mi-am schimbat toate perile din casă, acum toate sunt de la Olivia Garden. Mă coaftez cu ele atunci când vreau. Șampon uscat, super bun de la Gatubi, preferatul meu. Și de când nu mai se spală de pe cap, de când m-am vopsit, acum 5 zile. Păr este mult mai sănătos dacă te speli mai rar pe cap. Ce, eu mă spăl cam o dată la 2 săptămâni. Mă ține și șamponul mult, așa că-s bună rău la casa omului. Fixativul este de la Vela. M-am mai spus de el în partea de beauty guru de la începutul anului. Spray pe bază de trufe albe și perle, această... Îmi da așa un glow natural, dar nu știu atât de la faptul că doar scrie că are trufe albe și perle și parcă de când auzi, ți se zbârlește pielea și îți luminează părul. Și da, dacă mi-ați terminat materia, mulțumesc mult pentru vizionare, ăsta a fost și momentul meu de PSD, sper că v-a plăcut tot, uitați-vă în descriere, vă las mai plicul de la mai multe produse, ne vedem în următorul video care o să fie turul apartamentului la care am muncit în ultimele două luni. Ah, să fiți pe față neapărat, să vă uitați, o să fie genial, o să-l fac cu Justin și o să fie bombă. Bine, bye!